că a fost răpită din brațele mămicii sale. O fetiță de doar 2 anișori a fost luată de lângă cea care a adus-o pe lume, în urmă cu aproape o lună de zile. De atunci, Mihaela n-a mai închis un ochi. Responsabil de toată durerea femeii este chiar tatăl fetiței, care i-ar fi smuls-o Mihaela din brațe pe cea mică, fără absolut nicio remușcare. Unde mai pui că acum mama se teme pentru viața fiicei. Motivul? Păi, bărbatul și rudele lui l-ar fi ars pe fiul ei cu țigara, iar în casa în care stă tatăl Daniel, cu tot cu cea mică, legea s-ar face cu pumnul și cu alcoolul. Cel puțin asta spune mama Mihaela. Haideți să vedem și noi povestea. A aruncat fata în mașină și a plecat cu ea. I-a răpit fiica în plină stradă, ca în filmele cu mafioți. Și de atunci, mama Mihaela nu și-a mai văzut fetița de doar 2 anișori. A trecut aproape o lună de atunci. Lună în care tânăra mămică nu a putut decât să plângă și să strângă la pieptul ei hainele fetiței și ursulețul ei. Cu atât a mai rămas de la cea mică. Fiecare dată când închide ochii, femeia rememorează coșmarul din ziua groazei, ziua în care tatăl celei mici, Daniel, i-a luat copilul cu forța acuse ea. M-am întâlnit cu tatăl fetei ca să ia de îmbrăcăminte și practic a aruncat fata, m-a ștecat pe o cârpă, în mașina la mușu, ne-am vrut, nu știu cine era. Nu știam, cu totul mai venea să mă dau cu capul de stâlpi, nu știam, am plâns o grămadă. Înainte ca bărbatul să se transforme în omul pe care Mihaela îl acuză că i-a răpit fiica, Daniel părea părintele perfect pentru copiii ei. O fetiță pe care au făcut-o împreună, dar și un băiețel pe care fata de 28 de ani îl are dintr-o fostă relație. Însă, una a promis și alta ar fi făcut tata Daniel. Las cu țigara pe spate și pe ochi. Chiar când am venit în spital cu fata, când am văzut băiatul, l-am întrebat, n-am rost să-mi zic, am impresia că i-a fost frică. Când stăteam acolo cu băiatul și băiatul cerea mâncare, îl trimitea să doarmă. Nu cred că e normal să facă treaba asta. Și cred că și la fata îi face tot la fel. Se uita urât pe el, îl bătea. Tatălui a băut apă cu copilul în cană, băiatul, și i-a dat cu palma în cap. Tocmai din acest motiv, femeii este teama acum să meargă acasă la tata Daniel, acolo unde e și fiica ei. Mi-a fost frică să mă duc, că sunt oameni foarte periculoși și mi-a fost frică să mă duc să o iau. Fratele lui, unchiul fetei. Și ei toți în familie bea. Sunt niște beții care bea în continuu, mai băutură. Și nu doar că cea mică ar sta într-o casă stropită cu alcool, dar acum Daniel vrea să o înstrăineze pe fiică de mama ei, acuză disperat Mihaela. Mi-a zis că nu-i fata mea, că-i mai fata lui, atâta. Dar tânăra cu ochii albaștri nu poate să accepte așa ceva. E dreptul ei să fie mamă. E dreptul ei să-și strângă la piept și să-și apere puiul cu orice preț. Pentru că Mihaela e îngrozită de ce ar putea păți fiica ei în casa lui tata Daniel. E foarte, foarte teamă. Credeți-mă că nu știu ce să mai cred despre ei. Ce crezi că îi se poate întâmpla acolo? Poate întâmpla multe. Acolo sunt copii mulți, îl bat. Pot să o bată. Cum mi-a făcut când eram foarte micuță. Ce are de spus bărbatul acuzat de răpire? Aflați în câteva clipe. Mama Mihaela și tatăl Daniel stau azi față în față pentru prima dată de când cea mică a fost luată pe sus, în exclusivitate la Acces Direct.